Dragii mei prieteni, vă spun bună seara și bine v-am găsit. Sunt tare bucuros pentru că, iată, avem o ediție specială. Avem o seară de poveste, dacă vreți. Și această seară de poveste este gândită de doamna Mioara Mira Voicu, prietena noastră, omul care ne adună întotdeauna, artista cu glas fermecător, artista care abordează cu mare ușurință toate genurile muzicale. Pentru mine, Mioara Mira Voicu înseamnă foarte mult. De fiecare
dată o mare plăcere, o mare bucurie întâlnirea cu această artistă extraordinară. Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Așa cum și pentru tine este o mare plăcere și pentru mine este o mare plăcere să vin de fiecare dată aici la voi, unde mă simt foarte bine și îmi face plăcere de fiecare dată. În această seară ne-ați adus foarte multe flori din grădina cântecului popular, foarte multe flori din grădina muzicii ușoare, da. Și ați venit și cu colegii dumneavoastră, colegii din generație. Da. Așa cum spuneam puțin mai devreme, avem o seară extraordinară. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, veți asculta cântecul popular, vă veți bucura de muzica ușoară, o să vă bucurați în continuare și de dansul românesc. Avem o emisiune cu de toate. Vreau să vă mulțumesc pentru că de fiecare dată vă uitați într-un număr foarte mare la noi și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că primim multe mesaje pe pagina noastră de Facebook, Favorit TV. Pentru noi toate aceste lucruri înseamnă foarte mult și ne fac să mergem mai departe, să nu ne oprim aici. Trebuie să le mulțumesc încă o dată artiștilor care ne trec pragul casei și să le mulțumesc și colegilor mei din televiziunea Favorit, televiziunea cântecelor noastre. Aveți în această seară o ținută de gală, să spun așa. Sunteți fermecătoare. Sunteți... o emisiune de gală, de fiecare dată. Dacă dumneavoastră așa spuneți, mă bucur. Și ați văzut că vă scriu mesaj acolo. Am văzut că îmi scrieți și de aici îmi dau seama că sunteți și un telespectator fidel al emisiunilor noastre. Da, așa spuneam este. Că în această seară sunteți înconjurată de elevii dumneavoastră, da, de și prieteni. Alți elevi talentați și de prietenii mei dragi, veniți și de departe, dar nu contează, au venit cu drag la tine la emisiune și cu drag pentru această emisiune. Le mulțumesc tuturor și să știți că porțile emisiunii noastre întotdeauna le sunt deschise. În această seară, doamna Silvia Potoroag ne aduce muzică ușoară, ne aduce și muzică populară, pentru că am ascultat-o la repetiții, doamnelor și domnilor. Înainte de a începe emisia noastră, mai facem așa câte o mică repetiție. Doamna Silvia, iată, o altă artistă frumoasă, o altă artistă minunată. Mulțumesc. Am să vă rog să vorbim la un alt microfon, pentru că mi-a spus inginerul de sunet, Cristian Dumitrescu, că acela este pentru live și celelalte de vorbit. Bun găsit! Sărut mâna, bine ați venit! Bine v-am găsit în noul an, toate gândurile bune și urările bune pentru dumneavoastră și toți cei de aici, pentru familiile dumneavoastră și familia mea. Și să ne tot revedem în așa ocazii frumoase. Să ne vedem cu bine. Am să vă rog să nu stați în spatele meu. Dumneavoastră primați și trebuie să fiți aici într-o lumină bună. Doamna Mira, în această seară ne-ați adus și tineri, așa cum spuneam puțin mai devreme. L-ați adus pe Alin Iacob Dumitrescu. Alin, îl știu că a mai fost la noi în emisiune. Vă rog, avem foarte multe microfoane, așa să le dăm. Ce faci, Alin? Bună seara! Foarte bine! Dacă vrei să saluți pe cineva de acasă, te rog. Pe mătușa mea. Și în această seară cu cine ai venit? Cu mama și cu tata. Păi de ce ai luat și pe mama și pe tata? Ca să mă vadă. Ca să te vadă. Nu, m-am gândit că unul este sponsor și altul e șofer. Nu. No. Nu, sunt egal, da? Unde-i mama? Care-i mama? Care-i tata? De acolo. Mama? Da. Sărut mâna să trăiască. Și tata? Că nu-l văd. Nu-l văd. Tata s-a dus, nu, tata s-a dus să aducă o cafea, da? Pentru, bravo. Vreau să vorbim cu Roxana Ștefan. Roxana Ștefan vine de la Brăila în această seară într-o costumație absolut superbă. Vine cu acest costum grecesc, doamnelor și domnilor. Roxana este o prietenă mai veche de emisiunilor noastre și mă bucur să o revăd. Bună seara, Roxana! Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de toți colegii mei din platou și prieteni și colegi și cunoscuți. Apropo ce spunea domnul George Nucă, costumul este grecesc, este din zona Rodos, este original, e costumul lor. Da, e al tău sau e împrumutat? E al meu, eu sunt grecoaică la origine și de aici îmi respect portul. Păi ia să-mi aduci și mie data viitoare un costum grecesc să mă îmbrac, doar să mă îmbrac să în el, să știi? La unison. Da, și ți-l dau înapoi, promit, împrumut, da? Da. Bun, uite, într-un costum foarte frumos vine Cătălin Pană în această seară. Cătălin și-a pus o culoare care fură ochiul tuturor doamnelor, domnișoarelor, de ce nu? Bună seara, domnul Cătălin! Bună seara, vă spun și eu și la mulți ani. Și am venit cu câteva melodii, cu două melodii și cu toate gândurile mele bune pentru dumneavoastră și pentru postul dumneavoastră. Primim cântecele dumneavoastră frumoase și primim toate gândurile bune pe care ni le-ați adus. Gânduri alese și cântece deosebite ne aduce și Luminița Nicolae. Îi spunem bun venit Luminiței, pentru că, uite, v-a sortați în această seară, dumneavoastră cu sacou, Luminița cu...
pălăria, exact. Bună seara tuturor, bună seara tuturor și dumneavoastră, domnul Georgel Nucă, bine v-am regăsit. Noi ne-am mai văzut anul acesta aici în emisiune și da, noi știți că suntem Duo Ritm. De aceea suntem astăzi îmbrăcați aproape identic. Am înțeles. Foarte bine, să faceți în continuare lucruri frumoase. Mulțumim. Pentru prietenii noștri telespectatori. Lucruri frumoase face și domnul Nicușor Preda, pentru că iată în această seară vine alături de grupul Cantanti. Domnul Nicușor și grupul Cantanti au mai fost în emisiunea noastră. Vă rog frumos, domnul Nicușor, aici la tablă, știți cum se zice, că toți sunteți profesori. Așa, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Bună seara tuturor și celor de acasă, îi salutăm cu drag și telespectatorii din toată țara. Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră. Chiar când m-a sunat doamna Mira, m-am bucurat că suntem din nou invitați și sperăm ca și dumneavoastră și telespectatorii să se bucure de cele două piese pe care acești minunați copii le vor interpreta. Cu siguranță, prietenii telespectatori se vor bucura de toate cântecele din această seară și v-am invitat într-un număr mai mare, pentru că, uite, mi-am cumpărat o casă mai mare. Doamna Mira, de ce a zis da? A zis așa, da. Adică v-ați fi dorit să fiu într-o casă mai mare, nu? Da, păi v-am spus de data trecută. Uite, acum am loc și pentru publicul, da, nostru, și ei sunt foarte pentru încântați, părinții, da, copiilor, da? Da. Și vă stă foarte bine aici în casa asta nouă. Ziceți? Da, îmi place foarte mult. Sperăm să meargă mai departe acest proiect și noi să fim sănătoși și să-l ducem mai departe. Haideți să-i ascultăm pe invitații dumneavoastră, pe invitații noștri. O punem la treabă pe doamna Silvia și a microfonul cu roșu, pentru că așa cum spuneam, în această seară cântăm live pentru dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Mulțumesc! Mi-aduc aminte că ce amintirile nu mor, de clipe fericite și de al dragostei fior, de nopți cu lună plină. Aș vrea și tu să-ți amintești de-a dragostei lumină și spune-mi dacă mai iubești. Să iubești, să iubești cum iubește viața minima. Să trăiești, să trăiești cum lucește sus pe cer o stea. Să iubești, să trăiești omenește, e mai bine așa. Parcă Domnul de sus ne trăiește și s-ar bucura. Trăind fără iubire, fără acest miracol sfânt, trec orele în neștire și cât de frig e pe pământ. E trist fără iubire, încearcă clipa s-o trăiești și cred că cel mai bine-i să fii iubit și să iubești. Să iubești, să iubești cum iubește viața minima. Să trăiești, să trăiești cum lucește sus pe cer o stea. Să iubești, să trăiești omenește, e mai bine așa. Parcă Domnul de sus ne privește și s-ar bucura. Să iubești cum iubește viața minima. Să trăiești, să trăiești cum lucește sus pe cer o stea. Să iubești, să trăiești omenește, e mai bine așa. Parcă Domnul de sus ne privește și s-ar bucura. Să iubești, să trăiești omenește, e mai bine așa.
parcă Domnul de sus ne privește și s-ar bucura. Once again you felt like a gem.
pornesc, pe lume cât mai trăiesc. Am săruță, gând cu joc, cu sănătate și noroc. Foaie verde mă rădomnesc, pe lume cât mai trăiesc. Am săruță, gând cu joc, cu sănătate și noroc. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc. Păsările își au sporul în înaltul cerului, n-aud glasul cucului. Și când vine iarna gerul, păsările își au zborul în înaltul cerului, n-aud glasul cucului. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc. Păsările își-au zborul în înaltul cerului, s-aud glasul cucului. Pe lume cât mai trăiți, cântați și vă înveseliți. Haideți, ridicați paharul și noroc cu lăutarul. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc, zi măi. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc. Foaie verde mă domnesc, pe lume cât mai trăiesc. Am să râd, să cânt cu joc, cu sănătate și noroc. Foaie verde mă rădomnesc, pe lume cât mai trăiesc. Am să râd, să cânt cu joc, cu sănătate și noroc. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Ca uite așa îmi place să trăiesc. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară. Uite așa îmi place să trăiesc. La 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 la.
aș minți, tot s-ar vedea. Da, 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 n-am de gând să te las să-mi scapi ușor. Vreau să știu ce înseamnă dor. Am tot sperat că o să-mi treacă, dar nu-i ușor în preajma ta. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că suntem la bucurie, suntem la o întâlnire de suflet, dacă vreți, până la urma urmii, și această întâlnire este pusă la cale de Mira Mioara Voicu, prietena noastră dragă, omul care întotdeauna ne adună să facem serii extraordinare pentru dumneavoastră, iubitorii cântecului popular, ai muzicii ușoare, ai muzicii de petrecere. Trebuie să-i mulțumesc încă o dată doamnei Mira, pentru că nu este ușor să știți ceea ce face dumnei. Să organizezi astfel de serii îți trebuie timp, îți trebuie răbdare, e mult de muncă, așa că încă o dată vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei de aici din televiziunea Favorit. Sunteți minunați cu toții, toată echipa, întreaga echipă și telespectatorii, merită aplauze, haideți, da, și nu în ultimul rând și Alexandrei. Alexandra, doamna producător. Da, Alexandra Drăguț, da. Colega mea frumoasă, deșteaptă, da, și talentată. Da, și nu în ultimul rând, ție, George. Mulțumesc din tot sufletul. Care faci emisiuni foarte frumoase și... Eu n-aș putea face absolut nimic, să știți, dacă dumneavoastră invitații nu ați fi... Degeaba aș fi eu aici, fără artiști. Așa suntem artiști, frumoși, da? Nu. Adică dansăm, păi râdem, nu. Cel mai mare defect al dumneavoastră este că sunteți prea frumoși. Ăsta e un defect, da? Și mai aveți un defect, da, că sunteți talentați. Și mai aveți un defect, că sunteți iubiți de public. Doamne ajută, mulțumim publicului. Publicul acesta, să știți că eu l-am adus, nu l-ați adus dumneavoastră, nu? Nu știu, nu-i cunosc. Nu-i cunoașteți. Sunt foarte receptivi și foarte frumoși și stau cu minții acolo și aplaudă. Dar... Ia uitați ce public am adus în această seară. Dar ei nu dansează cu noi? Păi nu, că nu știu de ce nu vor. Ei nu au voie. Cum nu? Au voie. Păi au voie. Atunci ce vedeți? Faceți public, păi, acolo? La următoarele cântece asta vor face, da, vor dansa. Vor... Păi cum să, păi se cum să nu? Bun, hai să vorbim puțin cu olteanul Viorel Nistor. Viorel Nistor, nu știu pe unde s-a ascuns, este
bogate acolo. Dar domnul Viorel, v-am spus că este un om foarte bogat. Este bogat pentru că are un suflet mare, are un caracter foarte frumos și a creat cântece. Și iată că în această seară vă oferă dumneavoastră, iubitorilor de muzică populară, cântec adevărat. Bună seara, domnul Viorel, cel mai tare în portofel. Bună seara și bine v-am găsit sănătos și mulțumesc frumos pentru invitație, domnișoara Mira Voicu. Iar din nou vă mulțumesc dumneavoastră pentru apreciere. Este foarte adevărat că eu mă fac piesele, eu le dau linie melodică și astă seară am venit cu două piese foarte frumoase. Imediat ascultăm aceste cântece, să vorbim puțin și cu doamna Mimi Bucuri, cu prietena dumneavoastră, colega de cântec. Doamna Mimi a mai fost la noi în emisiune, este o argeșancă minunată, să rămână bună și seara. Și prietenă foarte bună, da, de-a mea. Este și un om minunat. Un bună om de pus la rană. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor, la toată lumea, numai bine și o seară frumoasă. Atât? Mulțumesc! Foarte mult. Nu mă gândeam pentru că ziceți mai mult. Pentru tot. Așa, să fiți sănătoasă. Pentru familie, toate cântecele de aici, a familia mea, prietenii. Să-i salutăm pe toți cei dragi de acasă, să o salutăm acum și pe doamna Elena Nicolae, o altă prietenă de-a noastră. Am colaborat foarte frumos cu dânsa. Și prietenă și foarte bună de-a mea. Știu că sunteți prietene bune. Bună seara, bine v-am găsit, la mulți ani, să aveți un an cu multe realizări și tot ce vă doriți pe lume. Doamne ajută și ție la fel, Elena. Mulțumesc din și ție. Uite, în această seară au venit și dobrogenii. A venit și Daniel Corciovei. El este însoțit de ansamblul folcloric Plăiuri Dobrogene. Este un ansamblu pe care Daniel îl coordonează și mă bucur mult de tot că, iată, flacăra asta a dansului românesc nu se stinge niciodată și nu se va stinge atâta timp cât există astfel de oameni care o păstrează vie. Bună seara, Daniel! Bună seara, Gerel, mulțumesc pentru invitație. Ai spus bine acolo că niciodată nu va muri cât va fi părinții. Vreau să spun că este foarte greu, atât nouă cât și dumnealor, să venim la astfel de emisiuni, venim pe banii părinților, autorității locale ne ajută. Ne este foarte greu și vreau să le mulțumesc părinților, pentru că m-au susținut foarte mult. Am venit pe banii dumnealor, ca să înțelegeți. Toți să știți că vin pe banii părinților. Adevărat, tocmai ce spun, dar numai că trebuie să fim ajutați, ca să numără folclorul. Poate o aude cineva de acolo din Dobrogea și susține tare mai mult folclorul. De fapt, ar trebui peste tot folclorul să fie susținut. Evident. Și să nu se mai desfințeze nici ansambluri, acești copii să fie ajutați, să fie sprijiniți, pentru că dacă pierdem și aceste tradiții, pierdem și aceste obiceiuri, ne pierdem și noi ca neam, dacă vrei, până Evident. La urmă. Exact. Îți mulțumesc că în această seară ne-ai adus tineri dansatori. Mulțumesc de suflet încă o dată. Doamnelor și domnilor, acum, pentru dumneavoastră, Plăiuri Dobrogene, Mira Voicu, Viorel Nistor, Mimi Bucur, Elena Nicolae, dar după pauza de publicitate, rămâneți, ne întoarcem!
amândoi cântăm, peste timp rămânem împreună. Vii și pleci, dar te întorci mereu. Tu ești totul pentru mine în viață. Te aștept aici, sunt doar al tău, sufletul meu. Atunci când florile înfloresc, eu mă gândesc la tine. Pe toate ți le dăruiesc și spun din suflet, te iubesc. Te strâng în brațe și dansăm sub vraja blând a lunii. Închidem ochii și visăm și-ți dăruiesc toți trandafirii. Ai rămas cu suferință, inimioară.
ai fost părăsită inimioară. Of, inimioară, of, inimioară, nu te-ai tras. Of, inimioară, of, inimioară, m-ai dus la necas. Of, inimioară, of, inimioară, nu te-ai tras. Of, inimioară, of, inimioară, m-ai dus la necas.
Și cobram la vântina. Frumos
Bucurie avem și noi în această seară, avem tineri talentați, avem artiști cu multă experiență, doamnelor și domnilor, și încă o dată trebuie să-i mulțumesc doamnei Mioara Mira Voicu pentru că dumnei ne-a adunat. Este o seară gândită de dânsa și încă o dată îi mulțumesc din tot sufletul pentru că, iată, face ser, dacă vreți, ser de poveste aici la televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre. Mii de mulțumiri încă o dată. Și eu mii de mulțumiri pentru găzduire. Doamna Mirea, nu v-am întrebat niciodată, câți elevi aveți dumneavoastră? În prezent 12, dar v-am spus, fac în particular. Și mai aveți timp să mergeți și la operă? Că sunteți... Nu la opera, la filarmonică. La filarmonică? La filarmonică, păi da, îmi împart timpul foarte bine, dar l-am foarte încărcat. Păi știu că aveți dimineață, după un program destul de... Și în funcție de repetițiile mele și concertele de la Ateneul Român, atunci îmi pun și orele de canto. Uneori îi mai mut eu, îi mai schimb, mai fac așa niște rocade. Și mulțumesc părinților pentru înțelegere. Da, asta vreau să zic, și trebuie să le mulțumim părinților, pentru că fără ajutorul părinților ne-ar fi destul de greu. Da. Așa cum spunea puțin mai devreme Daniel, iată că instituțiile de cultură nu prea susțin tinerii ăștia. Ar trebui să fie și ei ajutați, să fie susținuți, pentru că trăim vremuri grele. Nu mai e ca pe timpul lui Mamaie, iertați-mă să spun așa, când folclorul și nu numai cultura până la urma urmei era susținută. Exista centru de creație care se implica, exista Ministerul Culturii care se implica. Da. Acum, pe unde mergem, trebuie să ne susținem singuri. Dar atâta timp cât avem părinții lângă noi, avem bunicii, trebuie să le mulțumim și Doamne ajută să fie bine. În această seară ascultăm o piesă instrumentală, pentru că această piesă ne aduce, iată, la acordeonul fermecat, domnul Cristian Mușat. Îi spunem bun venit la Întâlnirea României. Bună seara! În primul rând vreau să vă spun și eu la mulți ani pe anul acesta. La mulți ani! Mă bucur că am avut plăcerea să fiu invitat de doamna Mira Voicu și de dumneavoastră. Întotdeauna. Da. De principiu veneam cu doamna Elena Dragnea, dar doamna Elena Dragnea n-a putut să vină. O salutăm și îi spunem salut mâna. Vreau să-i spun și eu cu ocazia asta la mulți ani, că urmează ziua dânsei. A, la mulți ani, doamna Elena. Faceți-vă bine și hai, că avem treabă, da? La mulți ani, să fiți sănătoasă. Valentina Duțu este cu noi în această seară. Îi spunem bună seara Valentinei. Sărut mâna, Valentina. Bine ai venit. Bună seara. Bine v-am regăsit. Hai, cum vrei tu, așa. Nu vreau să stau cu spatele la nimeni. Da, da, foarte bine. Nu mă gândeam că trebuie să stai cu fața către iubitul tău, ca să te vadă, uite, te filmează acolo, are grijă de tine. Bine ai venit. Tot timpul. Bine v-am găsit din nou, mă bucur că sunt din nou alături de voi. La mulți ani, în primul rând, și multă sănătate. Realizări multe, cât mai multă fericire. Fericire, dacă avem fericire, putem merge înainte fără dor și poate, da? Florentina Tănase a venit în această seară. Flori, uite, ai mic, poți să-l ieși pe la negru, da? Bine Bună ai venit! Seara. Bună seara! Dacă vrei să saluți pe cineva, te rog, dacă vrei să transmiți un gând bun pentru doamna profesor, poți face acest lucru. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Miara, care este chiar aici, părinților și familie, adică părinților, pentru că m-au susținut întotdeauna. Tu cu cine ai venit în această seară? Cu mama și cu tati. Păi de ce ai luat pe amândoi? Pentru că sunt egal și... Și sunt un cuplu, da? Și nu pleacă unul fără celălalt. Da. Foarte bine. Sunt pe aici, pe undeva, pe unde sunt? Da, mami e... A, mami nici n-am vrut să stea la cadru. Mami te filmează de acolo, de lângă Macara. Bun. Da. Și pe tati unde îl vedeam? La și tati te filmează din partea cealaltă. Da. Deci îți fac, sunt și fotograf, sunt și cameramani, îți fac un videoclip, înțeleg, da? Da. Că dacă filmează unul dintr-o parte, celălalt din cealaltă parte, au cadre diferite. Bravo! Să trăiască părinții, să vă trăiască părinții tuturor și să fie sănătoși și bunicii voștri să vă trăiască. Maia Silistru. Maia, să știți, a atras atenția colegii mele și a spus că Maia se scrie cu Y. Vă rog frumos să scrieți cu Y. Așa am făcut și așa o să te pună pe burtieră, să știi, cu Y. Bine ai venit, bună seara! Bine v-am găsit! Pe cine salutăm? Pe doamna profesor de dansuri populare, domnul profesor Valentin Rogojinaru, pe mamaia, tataia și pe toți cei care se uită și telespectatorii. Spune-mi, te rog, mamaia și tataia, de unde sunt? Stau în București? Buftea. Sunt bucureșteni, Buftea, aici. Îmi permiți o întrebare? Da. Cu cine se mentoa tu atât de frumoasă? Cu cine ești
nu știu, cu cine, cine mare din familie la tine gropițe în obraz, că uite tu, nu, are, așa văd eu. Deci cu cine se mentu așa frumoasă, cu mami sau cu tati? Cu tati. Unde-i mă, tati, e aici? E afară. Tati, hai să te vedem unde ești. Tati e afară. Bun, și ești și cu mami? Nu, mami e acolo. Mami, da? Bine, mai târziu să-l vedem și pe tati, să vedem dacă ai dreptate, da? Dacă semeni cu tati. Să vorbim puțin și cu Elena Cristina Iordache. Elena este mai mărișoară. Bună seara. Bine ai venit. Dacă și tu vrei să-i saluți pe ai tăi de acasă, te rog. Vreau întâi să mulțumesc doamnei Mira Voicu pentru invitație, doamnei profesor Cristina Voicu, pentru că mă îndrumă. Și vreau să salut toți telespectatorii de acasă. Îi salutăm pe toți și le mulțumim telespectatorilor pentru că ne sunt aproape. Doamna Mira, dacă mai vreți să salutați și dumneavoastră, că știu că aveți foarte multe prietene. Da, în primul rând vreau să salutăm pe doamna Ioana de la Ateneul Român, care este fan. Doamna deci... Ioana, vă pup și vă mulțumesc pentru așa. Tot, știți dumneavoastră, așa, să rămână. Da. Mii de mulțumiri. Să știți că o să-mi fac timp și o să merg la Ateneul Român să-i duc un buchet de flori pentru că merită. Vă așteaptă, cred că i-ați face o mare bucurie. Gata, punem la cale. Da, punem da. La cale. Da, pe Stella Clinciu, Vali Munteanu, ialomițenii mei, toți cei care se uită, cei consătenii mei din Platonești, din Țăndărei, din Slobozia, Antonia, care n-a putut să fie aici prezentă pentru că este bolnavă, o salut și pe Adriana și pe toți cei care se uită în momentul ăsta la noi. Îi salutăm pe toți și înainte de a merge mai departe cu cântecul și de a-l pune la treabă pe domnul Mușat, vreau să le spun telespectatorilor noștri că și luni de la ora 19 suntem în sărbătoare. Ne adunăm cu micul mare și îi spunem la mulți ani îndrăgitei artiste Daniela Cernea. Daniela Cernea împlinește o frumoasă vârstă și ea va fi înconjurată de prieteni dragi. Acum, doamnelor și domnilor, ascultați-i pe invitații din această seară. Thank you.
I'm
mai află locul. Ochii lui precum e zborul, cel de taină neînceput, au un dor și mare dorul, ca un cântec de alăută. Luna tu prea luminat-o, nu grăbi că nu ia bine, un băiat așteaptă o fată și ea fata nu mai vine. Și trec orele încet, fiecare clipă doare, iar băiatul tot mai crede, crede într-o iubire mare. Tuc, 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 trenul zăbovește iar. Tuc, 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 un băiat așteaptă în gară. Tuc, 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 fiecare clipă doare, iar băiatul tot mai crede, crede într-o iubire mare. Tuc, 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 trenul zăbovește iar. Tuc, 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 un băiat așteaptă în gară. Tuc, 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 fiecare clipă doare, iar băiatul tot mai crede, crede într-o iubire mare. Vino, vino, trenule, vino, vino de undeva. Tuc, 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 e băiatul cu floare, te îndură de ea. Grăbi că nu ia bine, un băiat așteaptă o fată și ea fata nu mai vine. Și trec orele încete, fiecare clipă doare, iar băiatul tot mai crede, crede într-o iubire mare. Tuc, 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 trenul zăbovește iar. Tuc, 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 un băiat așteaptă în gară. Tuc, 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 fiecare clipă doare, iar băiatul tot mai crede, crede într-o iubire mare. Tuc, 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 trenul zăbovește iar. Tuc, 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 un băiat așteaptă în gară. Tuc, 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 fiecare clipă doare, iar băiatul tot mai crede, crede într-o iubire mare. Acolo
soarele împreună. Două străine emisfere călătoreau acei doi tineri prin anotimpuri efemere, pe la prieten, pe la rude, luau duminici cu împrumut. Știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Și cu pâine de sacară.
avem în această seară cânte popular, avem muzică ușoară. Hai să ne dăm un pic mai în spate, așa ca să fie un cadru frumos pentru cei de acasă. Doamna Silvia, dumneavoastră trebuie să ne mai interpretați un cântec. De la muzica ușoară treceți la muzica populară. Da, iubesc foarte mult și muzica populară. Dar eu nu v-am mai auzit cu muzică populară. Tocmai de asta m-am gândit să vă fac o surpriză. Sper este să-mi prima iasă. Dată când interpretați... Nu, am mai cântat. Dar nu la noi în emisiune, mă gândesc, nu? Nu, am înțeles. Nu. Domnul Viorel, cel mai tare în portofel. Bine, sănătos, vesel, voios. Bine, sănătos. I-ați salutat pe cei de la Piatra Olt? Dacă nu i-am salutat, îi salut și acum, că nu, niciodată nu este târziu. Păi eu sunt atent ca să vă dau posibilitatea, știți, să-i sunați, să-i salutați. Să-i salut. Am înțeles. Și eu îi salut pe toți oltenii mei, cei din Piatra Olt, cei din Piatra Sat. Multă, multă sănătate. Foarte bine. Dacă mai are cineva de salutat pe cineva, vă rog frumos acum. Da, vă rog. Aș vrea să-mi salut fiul care a împlinit 34 de ani acum câteva zile, să-i spun încă o dată la mulți ani, și să-mi salut și soțul care va împlini peste câteva zile un număr de ani. Adică, când mai exact? Ceva cu 7. Cu 7. La sfârșit. Nu, că mă gândeam că dacă nu ne-ați chemat la ziua fiului dumneavoastră, poate ne chema și pe noi la ziua soțului. Întrebăm dacă va fi dispus de sărbătorit. A, da? Că de la o anumită vârstă parcă nu te mai sărbătorești așa cum... Dar ce, doamna, are 155 de ani? A, nu, nici păi chiar și atunci? Așa. Nu. Păi nu, stați puțin, atunci nu venim la dumneavoastră, ca să ne scoateți la restaurant, ca să nu mai gătească, să nu se mai deranjeze. Și vă și cânt. Și ne și cântați, exact, și facem o adevărată petrecere. Și se uite la noi soțul? Da. Domnul soțul, să știți că nu venim cu mâna goală, venim și noi cum trebuie la dumneavoastră. La mulți ani, să fiți sănătos, să vă trească băiatul, să vă trească soția și îmi dau seama că aveți o familie frumoasă. Sigur. O familie extraordinară. Mai are cineva de salutat de aici? Hai, Brăila, vino aici, Brăila. Fii atentă, până salut tu, ieri la colega mea, la Roxana Berică, în emisiune, a sunat un domn din Brăila și o întreabă Roxana, îl întreabă pe domnul. Zice, pe cine mai salutați? Cui mai mulțumiți? Și dumneavoastră zice, Brăila. Tu, mulțumesc! Tu îi saluți pe toți de la Brăila și îi saluți pe ai tăi de acasă. Că ai mulți prieteni, știu, la Brăila, când am fost la festivalul la Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării, ai venit cu foarte mulți prieteni acolo, ai jucat, ai simțit bine, bravo, da. Hai salută-i. Păi, citesc pe domnul din Brăila. Salut, Brăila! Vă iubesc, salut părinții, îmi salut părinții, îmi salut prietenii care sunt la ora asta la televizor, se uită la noi în direct. Și salutăm cameramanii, salutăm sunetul! Salutări! Și ce ai zis pe că domn... saluți cameramanii? Da, păi... Salut, fără ei nu ne vedem nicăieri. Foarte bine, așa este. Și sunetul, și pe doamna Alexandra, și colegă pe toată meu, lumea. Colegă mea, uite, te salut în mod special. Auzi, ce-ți face prietenul? Cred că vine. Păi care mai va sau veni? Nu. Care va veni? Care va urma? Păi uite mă, băiatul ăla de-aia tot face semne. Măi, băiete, stai puțin că nu mai... M-ați băgat în ceață, serios. Ia vină cu Florine. Vină cu lângă fata. Aoleu. Ia vină tu cu mine lângă el. Hai, ia-ți. Uite-te și tu. Vei, uite, vreau să-l fac cunoștință cu băiatul ăsta. Ce de naș? Îl faci de prieten? Eu sunt naș. Pe tine. A, pe mine. Ia dă-mă camera asta. Vină cu Florine. Este vadă oamenii ca lumea. Ia, stai să vedem. Dați o părere. Să potrivesc? Da. Da, de stă? Vă mulțumim! Te rog frumos să pun fata. Așa. Mulțumesc! Gata. Mă, dacă ziceți că se potrivesc? Da. Doamne ajută să fie într-un ceas bun, vezi? Eu cu Luminița venim să cântăm. Ia uite, ai aici artiști... Că tot mă întreba de nuntă mai înainte. Aole, da, ce vesele. Până acum am fost și așa, acum ești vesele, ești... Ia uite, ai... M-am încărcat cu energie. Bravo, iubire oferă energie. Foarte bine. Vă rog frumos, doamna Silvia, dacă tot am găsit aici oameni care să-și unească destinele, merge să le cântăm, da? Ia, e, nu e chiar un cântec de nuntă ce voi interpreta eu. E de nuntă? Nu e chiar de nuntă. Păi nu contează, cântăm de toate. Dacă ei au de gând și fac o treabă bună, acolo cântăm de toate. Uite, ne retragem, pot să vin încă cameraman, dar și lăsăm pe doamna Silvia. Ascultați-i! Verde vio
niciodată. Amintirile mă poartă pe unde am iubit odată, atunci când eram tânără fată. Tinerețea-i cea mai mândră floare, mi-amintesc și inima-mi tresare. Eram ca pasărea în zbor, gândul-mi era ușor, de tot ce-am iubit îmi este dor, măi. Eram ca pasărea în zbor, gândul-mi era ușor, de tot ce-am iubit. Cele mai frumoase clipe a vieții sunt chiar anii scumpi ai tinereții. Când ești tânăr nu-ți dai seama că viața trece de-a valma. Anii trec, se duc, se duc în grabă. Așa ne este sortit, veșnic nu este nimic. Asta-i viața, anii au trecut, măi. Când ești tânăr nu-ți dai seama că viața trece de-a valma. Anii trec, se duc, se duc în grabă. Așa ne este sortit, veșnic nu este nimic. Asta-i viața, anii au trecut, măi. Să copilărie, măi,
ca să ajung lume la ea, trecui untul slatina. Cântă coza și vioara, cântă de răzune valea, jucați fete și flăcăi, ca în slatina la noi. Cântă coza și vioara, cântă de răzune valea, jucați fete și flăcăi, ca în slatina la noi.
ți-a fost scris porțile iubirii. Pentru tine s-au deschis și dintr-o privire recunoști de la început câtă fericire. Ce voce frumoasă, ce voce catifelată, parfumată. O voce care sunt convins că a ajuns la sufletele oamenilor. Mulțumesc din toată suflet. Inima pentru că în această seară ați făcut o emisiune de nota 10. Ne-ați Mulțumesc adus frumos. În această seară tineri interpreți, ne-ați adus colegi de cântec, ne-ați adus așa veselie și multă bucurie. Încă o dată mii de mulțumiri. Mulțumesc frumos, cu drag și altă dată, tot cu aceeași gașcă. Gata, așa ne adunăm de fiecare dată. Vreau să le mulțumesc tuturor invitaților din această seară. Vă doresc tot binele din lume. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare. Le mulțumesc colegilor din regia de emisie. Le mulțumesc colegilor mei din MCR. Și vă mulțumesc dumneavoastră celor din fața micilor ecrane. Doamnelor și domnilor, eu sunt George Lucă și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni, de la ora 19, pentru că și atunci suntem în sărbătoare și îi vom spune la mulți ani îndrăgitei artiste Daniela Cernea. Acum, la final de emisie, ne cântă Mioara Mira Voicu. La revedere! Rămâi